privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin legea numărul 15/2008, cu modificările și completările ulterioare. Cu data de 1 decembrie 2016, colonelul Bogdănescu Ioan Ioan, din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Arad, se trece în rezervă cu drept la pensie. Totodată, îi se acordă dreptul de a purta uniforma militară. La trecerea în rezervă, ofițerul are vârsta de 55 de ani, 7 luni și 3 zile, vechimea efectivă de 36 ani, 2 luni și 21 de zile, vechimea în serviciu de 36 ani, 2 luni și 21 de zile. Este o responsabilitate majoră care s-a asumat domnul Bogdănescu și care a dus-o până la capăt foarte bine. Totuși, aici nu înseamnă că s-a spus cariera unei persoane. Și doar că am început o nouă etapă. Pensia nu trebuie să fie văzută ca un sfârșit de cariera, și doar că a trecut la o etapă în care va fi omul de la care se vor cere sfat. Omul care va fi solicitat când este greu că să-ți ia cu părerea pe baza experienței de neegalat care o are și care puțin oameni au în conducerea inspectoratelor pentru situații de urgență și în domeniul pompierilor români. Domnul colonel Bogdănescu a servit această instituție timp de aproape 33 de ani, dacă luăm și partea de pregătire și școala, deja 36 de ani. Este o viață în care a fost pusă în slujba semenilor. A preluat comanda acestei unități de aproape 9 ani și am văzut o evoluție în unitate. Astăzi, din păcate, ne-a plecat și domnul general Baș de la Oradea, deci în același zi noi am pierdut 2 ofițeri extraordinari și care au sprijinit dezvoltarea acestei instituții. Deci n-am decât să-l urez, bineînțeles, pensie ușoară, dar plină de activitate, pentru că de oameni ca ei nu putem să ne desprindem. Noi o să avem nevoie de ei în continuare, ca oameni care să vină să ne sfătuiască și să vină cu experiența care au acumulat-o lângă colegii.